Bună seara, Marie! Mă bucur tare mult să te avem alături de noi și cu ajutorul lui Mircea vom avea un dialog, un mic dialog. Trebuie să menționez că interviul acesta va avea loc în limba română și respectiv în limba cehă, pentru că tu ai venit în România printr-o campanie a ambasadei cehe din București de promovare a limbii și literaturii cehe. Dobrý večer, Marie, vítejte. Máme velkou radost z toho, že tady jste. Musím se zmínit, že pomocí Mirči, který tady překládá, tento rozhovor bude probíhat v češtině a v rumunštině právě proto, že vy jste tady v rámci projektu Českého velvyslanectví na propagaci české literatury a jazyka. Já moc děkuju za ráda přivítání a jsem moc ráda, že tady jsem. Jsem taky moc ráda, že se vlastně povedla ta akce, kterou organizuje Česká ambasáda v Kurešti. A jsem ráda, že jsem skutečně díky tomu další večer. Vă mulțumesc foarte mult, mă bucur, bună seara, mă bucur că sunt aici cu dumneavoastră, mă bucur că acest program al Ambasadei Cehe a fost realizat și că datorită acestui fapt s-au putut realiza și alte acțiuni în afara acestui program, printre care aceea care a luat sfârșit astă seară și a fost pe telefonul nostru. Mă bucur că te-ai simțit bine alături de noi, sentimentul e reciproc. Știu că rădăcinile tale, ca să zic așa, se trag din regiunea Valașsko, undeva din centrul Moraviei, o zonă din sud-estul Cehiei, recunoscută pentru aerul ei pitoresc și pentru frumusețea folclorului autentic. Am aflat de la Mircea, traducătorul nostru, că această regiune se numește în traducere Valahia și că a fost colonizată în secolele 13-14 de niște păstori români din Ardeal, de unde și denumirea regiunii. Îmi poți spune, te rog, mai multe despre această legătură cu România? Există ceva tradiții comune? Jsem ráda, že se ti líbila tahle akce, která právě skončila. Je to vzájemný pocit. Vím, že pocházíš z regionu, ze zóny, která se jmenuje Valašsko, což v překladu znamená Valachia v rumunštině, a že ta zóna uprostřed Moravy, což je zase jihovýchodní část České republiky, je specifická svým krásou a malebností svého folkloru a taky místních krásných tradicí. A přitom jsem se dozvěděla, že Valašsko, tohle jméno, pochází od rumunských pastýřů, kteří kolonizovali tenhle region v 13. století a pocházeli ze Sedmihradska. Vlastně existují ještě nějaké tradice, které spojují tenhle region a tenhle kontext s Rumunskem? Existují paralelní tradice mezi našimi zeměmi specifické právě pro tento region? Já sice nejsem folklorista a úplně bych to asi nedokázala říct přesně, ale pokud vím, a co jsem viděla, nebo kam vlastně moje vzdělání v tady téhle oblasti sahá, víme, že je vlastně dost podobná architektura těch dřevěných vesnic, protože já vlastně pocházím z Valašského Meziříčí a v Rožnově pod Radoštěm, který je velmi blízko Valašského Meziříčí, je skanzen. Takže když se člověk podívá na ty dřevěné budovy, tak a tady vlastně máte taky skanzen v Bukurešti, tak je mu jasné, že tam je stejný základ. Mă bucur că mai înțeleg pe alocuri și sunt foarte fericită. Dacă mai stăteam, Marie, câteva zile, reușeam să înțeleg cel puțin 50% din limba cehă, care nu am nicio legătură. Eu cred, Violeta, că este reciproc. Cred că și Maria, dacă mai stătea 3-4 zile, învăța românește. Cum a dovedit astăzi, de altfel astăzi, când a citit foarte frumos în limba română. Răspunsul ei este următorul. Nu este folclorist ca pregătire, așadar, educația ei în acest domeniu are anumite limite. Dar atât cât cunoaște, atât cât a putut să vadă, în măsura în care
pregătirea o ajută, o sprijină în acest domeniu, a putut să constate că tradiții comune există, de exemplu, casele din lemn, care sunt comune atât în regiunea Valașului, arhitectura, sigur că da, tradițiile arhitecturale, specificul arhitectural al celor două, al Valahiei Morave și al satului românesc. În apropierea orașului de unde este Marie, care se numește Valașske Mezijici, există un orășel, un sătuc mai mare, să-i spunem, un orășel, încă putem să-l dorim, se numește Rișnov, unde există un muzeu al satului, iar casele pe care le-a văzut, muzeul al satului, regiunii respective, bineînțeles, iar casele pe care le-a văzut acolo, pădurile pe care le-a văzut acolo, Marie, sunt foarte asemănătoare cu ceea ce a văzut la noi, astfel încât poate să facă concluzia că, cel puțin în materie de arhitectură, tradiția construcțiilor din lemn și felul cum sunt construite acele case este asemănător. Také pokud, pokud vlastně můžu posoudit ještě tady ty vnější znaky, tak jsem si všimla podobnosti lidových výšivek na košilích, na oděvech vlastně, na těch bílých košilích jsou velmi barevné specifické výšivky. Și cred că mai există tot așa, din ceea ce am putut să constat din exterior, cu ochii, dacă pot să spun așa, cred că mai există asemănări și în ceea ce privește cusăturile extrem de colorate și de complexe de pe costumele populare, care în unele zone din Moravia sunt foarte asemănătoare cu lucruri pe care le-am văzut aici. Které jsou ovšem na Valašsku jako trošku v menší formě, protože Valašsko je tradičně velmi chudý kraj, jsou to hory. Ce-i drept, aceste cusături, ca și tot ceea ce înseamnă costum popular, sunt mult mai economicoase în regiunea Valașsko, pentru că acolo suntem săraci. Este zonă muntoasă și oamenii, prin tradiție, sunt săraci, așa că nu își pot permite foarte multe lucruri, nici măcar cusături bogate. A taky si myslím, že by vlastně nám asi byl blízký, byla blízká hudba, která je na Valašsku. Myslím si, že tam by se taky dala najít podobnost, protože je jiná než jinde na Moravě. Je melancholičtější a zároveň divočejší. Má takovou zvláštní atmosféru. Cred că ne apropie de asemenea muzica tradițională, populară, cum spunem în România, care se cântă în Valahia Moravă, în Valașsko, este mai melancolică și în același timp mai sălbatică decât în alte zone ale Moraviei și are o anumită specificitate care o apropie, aș spune, de muzica românească. Pokud to můžu posoudit, co jsem slyšela z slovenského folkloru nebo co umím, tak mně připadají tady tyhle znaky. Subliniez că este pe baza a ceea ce am putut constata singură, pe baza a ceea ce am auzit din folclorul românesc, ceea ce mi-a fost prezentat, așa mi s-a părut. Interesant, avem mai multe puncte comune decât credeam inițial. Je to zajímavé, protože máme více stykných bodů, než jsme si původně mysleli. Legată de zona din care provii, am înțeles că femeile din Moravia sunt recunoscute pentru determinarea, pentru perseverența și frumusețea lor. Îmi poți creiona un portret al femeii de ieri și de astăzi din zona aceea? De ieri și de azi ca metaforă. Pochopila jsem zase, že specifičnost, že další vlastnost specifičnosti tohoto regionu spočívá v tom, že ženy jsou velice silné, velice energické a determinované a přitom velmi hezké, velmi krásné. Mohla bys mi načrtit, mi udělat načrt včerejší a dnešní moravské ženy, samozřejmě v metaforickém slova smyslu, včerejší a dnešní. Co se týká těch žen opravdu na Valašsku, tak tam je ta jejich síla definovaná oni museli být silné, protože ten kraj je skutečně chudý. A jsou to pastevci, a jsou to lidé, kteří se opravdu nemohli zabývat zemědělstvím, protože půda nebyla tak kvalitní, aby na ní mohli hospodařit bohatí sedláci.
Trebuie să spun că, într-adevăr, încep cu regiunea noastră, cu Valașsko, cu Valahia. Acolo femeile sunt într-adevăr puternice și sunt puternice pentru că suntem săraci. Sunt puternice pentru că solul este sărac, nu putem să-l lucrăm, nu avem ce să scoatem din el, nu putem scoate recolte din el. Ca atare ai două variante, ori ești puternic, ori cazi. A navíc muži měli zvláštní úkol, protože někteří jako z valašských mužů byli tradičně portáši. To jsou portáši vlastně něco jako strážce brány. Oni hlídali hranice. To znamená, že oni plnili tuhle funkci a ženy se museli starat o hospodářství a rodinu. Pe de altă parte, având în vedere că acolo nu aveau ce să facă, tocmai pentru că pământul este atât de sărac, bărbații au trebuit să-și găsească alte ocupații și cea mai mare parte dintre ei, valahii, erau grădiceri. Ca atare erau departe de casă și atunci femeia rămânea singură cu toată gospodăria, deci trebuia să se descurce. Descurce, da, să se ocupe. Ano, přesně tak. Takže ta síla opravdu jako pramení z toho, že když je nutné být silný, tak člověk většinou tu sílu najde. To znamená, ta houževnatost zůstala do dneška. Și ceea ce privește puterea despre care vorbeam și despre care m-ați întrebat, e simplu. Atunci când ești nevoit să găsești puterea, în general o găsești. Și tocmai de aceea și această determinare a femeilor până în ziua de astăzi, în Valašsko. A i v Čechách se vlastně o moravských ženách říká, že jsou možná trochu divočejší, víc nezávislé a muži říkají, že s nimi horší pořízení. To teda nevím, jak bych s tím nesouhlasil. Někteří to říkají. În Boemia, respectiv în restul Republicii Cehe față de Moravia, așadar partea de vest-nord-vest, cuprinzând Boemia de nord, Boemia centrală, de sud și de vest, se spune că femeia din Moravia este mai puternică, mai greu de stăpânit și în același timp ține mai degrabă sub papuc pe bărbat decât femeia din restul Republicii Cehe, decât femeia din Boemia. Și că din acest motiv este și mai imprevizibilă. În ceea ce privește partea cu ținutul sub papuc, mi-am permis ca o contribuție personală să nu fiu de acord. Ale myslím, že je to součást takové hry, která se hraje jako Čechy versus Morava. Ono už je to, my jsme malá země, je to tak promíchané a Moraváci bydlí v Čechách, je to vlastně už jedno, kdo odkud pochází. Este de fapt ceva care face parte din jocul acesta de concurență, din ping-pongul acesta de ironii reciproce între cei care trăiesc în Boemia și moravani, cei care trăiesc în Moravia. Dar trebuie să înțelegem un lucru, suntem o țară mică, suntem atât de amestecați, încât practic e foarte greu de spus cine e din Moravia, cine e din Boemia, sunt atâția moravani care trăiesc în Boemia, astfel încât e foarte greu să găsești o împărțire clară. Da, îmi dau seama. Și pot înțelege de ce femeile din Moravia au căpătat această reputație, având în vedere că ele au fost nevoite să devină capul familiei, practic. Și mamă, și tată, și tot ce mai e nevoie lângă o casă. Și nu numai. E mi jasný, proč se museli ženské, moravské ženy stát tak silnými, tak a proč si museli přisvojit tu hnouřevatost, protože museli být hlavou rodiny, museli být maminkou, tatínkem a proč se zabývat vším všude. A to je opravdu jako specifické pro ten malý region, jinak Morava má i velmi úrodné oblasti, krásné, takové, kde se vlastně žilo velmi blaze, snadno. Subliniez, este vorba despre femeile din Valahia, Moravă, pentru că în Moravia există destule zone unde se trăia bine și ca atare femeile sunt puțin diferite de cele de la noi. E to spíše pro tu severní Moravu. Severní Morava je chudší kraj a je to prostě obecně, na Moravě vlastně ještě existuje takové to rozdělení severní a jižní Morava. Jižní Morava je bohatá a má takový jako přístupnější folklor pro ostatní a Severní Morava je spíš taková uzavřená
je tvrdá. Prčí. De fapt, Moravia se împarte formal, convențional, în două regiuni, sudul și nordul. Sudul este mai bogat, mai dinamic, cu un folclor mai accesibil, mai ușor de înțeles pentru toată lumea, mai deschis și mai bogat în același timp, în timp ce Moravia de nord este mai închisă în sine, mai închistată și mai săracă. Tocmai din acest motiv apar aceste diferențiate de caracter. Revenind la poezia ta, după cum spunea și Mircea mai devreme în cadrul evenimentului, poezia ta e una destul de concentrată, de concisă. Reușești să redai prin niște cuvinte simple, să oferi cititorului niște sensuri foarte complexe. Deși simplă și deși spuneai și tu mai devreme că dorești să fii cât mai directă posibil, cred că tocmai asta face poezia ta foarte deschisă interpretărilor. Și voiam să te întreb de ce ai ales această abordare și nu alta? Sau te-ai ales ea pe tine? Vratime se k tvojí poezii. Jak bylo tady řečeno, používáš jednoduchá slova. Přitom tvoje poezie je soustředěná, až algebrická, koncentrovaná. Přitom, jak kombinuješ ta slova, tak ty významy jsou strašně bohaté, velice komplexní. Sama si řekla, že chceš být co nejpřímější, že se chceš vyjádřit co nejpřímější, nejdirektněji k tomuto čtenáři. Otázka zní, proč jste se rozhodla takhle psát, jak si vytvořila ten svůj styl, anebo náhodou tě vybral on tebe? Já si myslím, že se to časem vykrystalizovalo tak nějak samou postupnou prací. Protože když je člověk hodně mladý, tak trošičku se zápasí se svými pocity a neví úplně, jak je vyjádřit a ani úplně nedokáže přesně rozlišit, co je velmi důležité říct a co ne, protože v tu chvíli je to důležité všechno. Všechno musí být řečeno a musí být sděleno a je trošku jedno, jakým způsobem. E greu de spus. Pe de-o parte aș spune că acest stil s-a cristalizat prin muncă, prin lucrul cu cuvântul, cu textul de-a lungul timpului. Când ești tânăr, ai impresia că trebuie să spui totul, ai necesitatea, resimți necesitatea de a împărtăși celorlalți ceea ce spui și nu-ți mai impui o cenzură, fie de calitate artistică, fie de oricare altă natură. Ca atare, nu se poate vorbi de un stil în momentul acela, este o năvală de cuvinte, de idei, de gânduri, care ți se par importante toate și pe care trebuie să le aștepți pe hârtie sau să le împărtășești într-un fel sau altul. În timp ce nu înseamnă neapărat că toate merită acest lucru. No a postupem času ty nedůležité věci odpadnou a tím pádem myslím, že i ten styl psaní se nějakým způsobem vyprofiluje, vykrystalizuje. Odpadnou nepotřebné věci. Člověk už nemá takovou potřebu šifrovat nebo dělat složité metafory. Snaží se sdělit jasně, zřetelně to, co chce říct. Záleží mu na tom, aby mu ten druhý rozuměl. Já un timp, mai târziu, odată cu cristalizarea stilului, ceea ce este inutil, ceea ce nu este important, cade, dispare. Și tocmai în felul acesta se cristalizează stilul. Îți dai seama că important este să spui cu adevărat lucrurile însemnate, că important este să te faci înțeles și că nu mai ai nevoie să te exprimi prin atâtea metafore complicate, prin sisteme complexe de exprimare, în cuvinte și că esența este aceea care contează, esența este aceea care ajunge la cititor, la receptorul creației tale artistice. Și așa se formează stilul.
Într-adevăr, un stil atât de matematic, se, după cum spunea și Marie, sunt complet de acord cu ea, pentru că la începuturile mele, ca să zic așa, în primii ani când scriam poezie, exact aceeași tendință o aveam de a spune cât mai mult și nu neapărat totul important, ca să spun așa, sau simțeam nevoia să redau foarte multe lucruri, metafore, care încărcau inutil poezia. Tu se mintea chistalo. Acurat, na začátku, stejně jak jsi řekla, měla jsem pocit, že musím všechno dát na papír, že všechno tam musí být, že všechno tam musí zaznít, buď musí být tam napsáno. A teprve postupem času jsem začala eliminovat, jsem začala dát pryč to, co důležité nebylo, a pochopila jsem, že důležité je říct to, co je opravdu významné. Și asta cred că e un virus de care suferă orice poet în primii ani. A myslím si, že je to vír, který útočí na každého básníka v prvních letech tvorby. Rozhodně. Určitě. Am observat că feminitatea, ca leitmotiv, dacă vrei, este foarte prezentă în poeziile tale. Fie că e adusă în lumina reflectoarelor, între ghilimele, în mod direct sau prin intermediul unor subînțelesuri sau analogii. Se poate afirma sau putem afirma că ești o feministă, având în vedere și tăria femeilor din zona în care te tragi și faptul că au fost puse în situația de a se lupta în continuu. Ženskost je důležitou vlastností tvojí poezie, jak tematicky, tak stylisticky. Je tam hodně analogií, je tam hodně symbolů ženskosti, je tam hodně věcí, které jsou prostě ty věci, které se tam říkají přímo o té ženskosti. Ženskost je jedna věc, feminismus je něco jiného. Lze tvrdit, že bys byla feministka, tam se tě na to, proto, že pocházíš právě z této zóny, kde ženy musely být tvrdé, musely být silné, právě aby vydrželi, právě aby mohli vůbec přežít. Tady právě záleží taky na tom, co si kdo představuje pod slovem feminismus. Já si myslím, že pokud spousta lidí si feminismus představuje zjednodušeně, představuje si takové ty úřvané ženské, které jsou většině nespokojené se svým životem a chtějí málem, aby muži rodili. Depinde foarte mult de ce înțelegem prin feminism și trebuie să fim conștienți de faptul că în societate, majoritatea oamenilor înțeleg prin feministe niște femei care urlă ca niște isterice, nu sunt mulțumite de nimic din jurul lor și ar încetul cu încetul și-ar dori ca și bărbații să înceapă să nască. Z tohoto pohledu to jako nikdy nebude spravedlivé, že jsme takhle definovaní, jsou muži a jsou ženy, každý má svoje místo, ne svoje místo. Každý má svoje úkoly a já vnímám feminismus jako respektování té ženské části úkolů, který má a umožnění, snažit se umožnit, feminismus by se měl snažit umožnit ženám, aby nebyly hlavně podceňovány, aby byly, teď to řeknu úplně zjednodušeně, aby byly stejným způsobem odměněny za stejné úsilí, ovšem za různé věci, ale to úsilí prostě je stejné. Stejné úsilí vydává žena, když plní svoje úkoly, jako muž, když plní svoje úkoly. Tak je to vlastně, mělo by to být bráno tak, aby to úsilí bylo oceněno. A ne, aby se všichni snažili dělat to samé,
ale aby bylo stejně oceňováno úsilí, které člověk věnuje své práci a svým úkolům a tomu, co dělá. Observ feminismul, percep feminismul în următorul mod. Nu este cazul să ne punem problema să fim egali, nu este cazul să ne punem problema să fim la fel. Așa suntem împărțiți, fiecare își are locul său, nu locul său, fiecare își are sarcinile sale, fiecare are ceea ce i-a cerut natura să facă și ceea ce i-a dăruit natura. Așa este datul și în asta trebuie să, și în asta trebuie să, să continuăm. Cred că feminismul ar trebui nu să încerce să inducă ideea că trebuie să fim la fel și că trebuie să evităm să menționăm orice fel de specificități, orice fel de trăsături specifice unuia sau altuia dintre cele două categorii. Cred că ar trebui mai degrabă să încerce să facă în așa fel încât să femeia să nu mai fie subestimată, în așa fel încât, dacă o spun foarte simplific, într-un mod foarte simplificat, la eforturi egale, să aibă parte de aceeași porție de respect. Și nu este vorba despre eforturi pentru a face același lucru. Este vorba de eforturi depuse pentru ceea ce are fiecare specific, pentru ceea ce are fiecare datul său. Ceea ce face femeia sau ceea ce face bărbatul pot fi lucruri diferite, care sunt specifice, repet, fiecăruia dintre ei. Dar cantitatea de efort, dacă pot să mă exprim în acest fel, dacă este aceeași, dacă femeia depune același efort ca să realizeze ceea ce este dat să facă, precum bărbatul pentru a face ceea ce este dat să facă, ar trebui să fie respectat în același fel. Protože si myslím, že stále ještě existuje situace, kdy žena, aby byla oceněna stejně jako muž, ať už je to v jakékoliv oblasti, musí vyvinout mnohem větší úsilí. Pentru că există încă foarte multe situații când femeia, pentru a fi apreciată, pentru a fi prețuită în aceeași măsură ca și bărbatul, într-un domeniu, în cazul în care este vorba despre același domeniu de lucru, trebuie să depună eforturi mai mari. Da, mai mari. Da, aici sunt de acord. Sau plasim. Și cred că e o mare problemă imaginea pe care o are societatea asupra feminismului. Pentru că, așa cum spunea și Marie, nu e vorba despre a umili în vreun fel bărbații sau a-i face să se simtă inferiori și femeile superioare. E vorba exact de ce spunea și ea. Și a fost bun exemplu pentru o cantitate de efort egală depusă de ambele sexe să fie egală și recunoașterea sau aprecierea, respectul. Souhlasím úplně s tím, souhlasím. Nejde o to, abychom ponižovali muže, nejde o to, abychom způsobili to, aby se cítili poníženi, aby se cítili špatně, ale právě o to, aby stejné úsilí nebo rovná úsilí se těšili stejného ocenění. A ten příklad, který jsi dala s tím odlišným úsilím ve stejné oblasti, kdy pracují muž a žena, je myslím si, velmi, velmi na svém místě a vyjadřuje toho hodně. Și că tot suntem la capitolul acesta, aș vrea să întreb, ce pot să-mi spui despre condiția femeii scriitoare, despre condiția scriitoarelor în Cehia? În ce măsură sunteți promovate, în ce măsură sunteți studiate în școli? Într-un cuvânt, pentru că despre asta e vorba, pentru a putea, a te putea promova și așa mai departe, cea mai importantă resursă este vizibilitatea. Deci, în ce măsură sunteți vizibili? A protože jsme u toho, rádi se tě zeptala, jaké to je v České republice se spisovatelkami? Jaké to je být spisovatelkou a jaké to je být viditelnou jako spisovatelka? Protože konec konců právě o tohle jde. Jaká je vaše situace? Jaký je váš postoj? Jste propagováni? Jste třeba studují se ženské autorky, studují se autorky ve škole, ve střední škole, nebo vůbec? Jaké to je?
Já si myslím, že u nás už dneska není rozhodně problém být ženskou autorkou a prosadit se, protože je to možná taky tím, že se pohybuju v literatuře a mám pocit, že mám kolem sebe vlastně ano, mám pocit, že mám kolem sebe skoro stejný počet autorek jako autorů, hlavně co se týká poezie, ale myslím si, že je to podobné v proze. Spíše, co se týká propagace ženských autorek nebo prostě ženské literatury, jednu dobu se mi dokonce zdálo, že je toho až příliš, že se prostě dělají večery ženské poezie, dělají se speciální čísla literárních časopisů zaměřené na ženskou poezii. Myslím si, že je to už zbytečné v téhle situaci a že je to vlastně spíše že to tu ženskou literaturu ve své podstatě už teď jako spíše ponižuje a staví to do té minoritní role. Foarte interesant răspunsul, permit să comentez, veliță zaimava odpovied. Când mă uit în jurul meu ca autoare în Republica Cehă, pot să constat următorul lucru. Văd în jurul meu atâția autori cât și autoare. Nu suntem mai puține, nu suntem neglijate, suntem promovate în același fel, ba îndrăznesc să spun că din cauza discriminării despre care era vorba în urmă cu niște zeci de ani, s-a ajuns astăzi la niște exagerări. Avem seri de poezie feminină, suntem discriminate pozitiv, avem reviste de poezie feminină, acum nu mai este nevoie. Nu mai este cazul, nu mai avem de ce să facem acest lucru și, în mod doar în aparență paradoxal, aceste fapte ne pun de fapt într-o situație minoritară și militoare. A myslím si, že o tohle přece nestojíme. Jde jenom o to, aby ženy byly respektovány i jako autorky. Já si vždycky vzpomenu, když jsem četla na jednom večeru ženské poezie, četlo tam pět autorek a postupně všechny se vlastně vymezily proti tomu, že to bylo nazvané jako večer ženské poezie a jedna z nich, myslím, že to byla Jitka Brecrobová, říkala, pojďme, příště bude poezie lidí v pohovém tričku. Když máme večer ženské poezie, uděláme večer poezie lidí v pohovém tričku. Proč ne? Tocmai despre asta este vorba. Nici nu avem nevoie, nu dorim o asemenea promovare pozitiv discriminatorie. Ceea ce dorim este să fim, așa cum spuneam, respectate pentru un efort egal și punct. Îmi amintesc că la un moment dat am participat la o asemenea seară de poezie feminină și că treptat, fiecare dintre cele cinci autoare care am apărut acolo, ne-am delimitat de această definiție, ne-am delimitat de acest mod de a defini seara. Iar chiar una dintre colegele mele a spus la un moment dat, păi știi ce, data viitoare facem o seară de poezie a celor în tricouri vărgate. Că dacă ne definim în felul ăsta seară de poezie feminină, bun, data viitoare găsim un alt criteriu, tricouri vărgate. Și să vedem ce poezie scriu oamenii în tricouri vărgate. Da, era vorba de segregare. Nu e privită foarte bine. Je to jako kdybychom byli nějaký zvláštní druh. Este ca și când am fi o categorie specială, ca și când am fi o categorie ciudată, dar ce n-am niște ciudate. Divne, da, pot înțelege de ce asta te poate face să te simți inconfortabil și oarecum plasat într-un colț, fie că vrei, fie că nu. Adică, uite, și promovarea în egală măsură sau chiar mai mult discriminarea pozitivă are și efectele ei negative asupra grupului discriminat pozitiv. Tak pochopu samozřejmě, že prostě taková propagace, taková intenzivní, přehnaná propagace má dokonce záporné výsledky. A že konec konců ty záporné výsledky se dorážejí právě na členky této skupiny, této pozitivně diskriminované skupiny. A teď už je to lepší. Bývalo opravdu období, kdy mám pocit, že večery ženské poezie
a ženská čísla časopisů byly snad v módě. Acum ceva mai bine, dar era o perioadă când deja era insuportabil, când pur și simplu serie de poezie feminină și numerele speciale feminine de, ale revistelor literare erau cumplit de la modă. Am înțeles. Da, e o perioadă care în România cred că nu se va întâmpla, nu se va materializa prea curând. Violeta si myslí, že v Rumunsku, že se to v Rumunsku neuskuteční příliš brzo. A je to, je o diskrepance majora. Tady je opravdu velký rozdíl. Știu că pasiunea ta pentru artă nu se oprește în zona literară, la poezie. De asemenea, confecționezi și bijuterii. Există vreo conexiune între cele două zone, dacă vrei să le spunem așa, rudimentar, într-un fel, sau te-ai gândit să creezi vreo punte de legătură între ele? Víme, že tvoje vášeň pro umění není omezená pouze literaturou. A se nevěnuje se pouze literatuře, taky tvoříš šperky. Existuje nějaký vztah mezi těmito dvěma způsoby umění, kterým se věnuješ? Ovlivní se nějak vzájemně, anebo přichází v úvahu z tvého hlediska, že bys je nějak kombinovala? Já je kombinuji pořád, protože já moc ráda pracuji rukama. Já jsem studovala dějiny umění a mám ten obor moc ráda, ale bylo to opravdu jako v průběhu studia. To bylo opravdu jenom soukání informací a člověk se učil vlastně telefonní seznamy, data, informace a není to příliš praktický obor. Într-adevăr, le combin. Încep cu răspunsul de la sfârșitul întrebării. Le combin în permanență, le combin întotdeauna. Am absolvit istoria artei și îmi place foarte mult să lucrez cu mâinile. Însă trebuie să vă spun că pe perioada studiilor n-am făcut altceva decât să aspir informații, practic să învăț pe din afară cărți de telefon, ceea ce reprezenta un aspect extrem de puțin practic, extrem de puțin pragmatic. Astfel încât, din acest punct de vedere, n-am învățat prea mult, practic vorbind. On to dokáže být samozřejmě taky tvůrčí obor, ale není to způsob, který jsem hledala. Já jsem potřebovala něco dělat rukama. Bineînțeles, este vorba despre un domeniu artistic, nu neg acest lucru, dar eu căutam altceva. Eu voiam să lucrez cu mâinile. Takže jsem se vlastně potom po studiu jsem se rozhodla, že se budu živit rukama a začala jsem vyrábět šperky. Už jsem se tím tady trošku přivydělávala předtím při studiu a taky jsem tím hodně relaxovala. Jsem vždycky po zkouškách, když toho člověk měl plnou hlavu, tak jsem něco musela dělat rukama. După ce am terminat facultatea, m-am hotărât că de fapt asta doresc și că acum avem independența necesară pentru a încerca să concretizez acest vis al meu, să lucrez cu mâinile. Și m-am apucat, de fapt nu numai după facultate, inclusiv în timpul facultății, m-am apucat să confecționez obiecte de podoabă, să le spunem, încă nu bijuterii. Mai câștigam un ban în timpul studenției și nu era de acolo, iar după aceea am hotărât că de fapt, acest lucru este pentru mine ceea ce îmi doresc să fac din punct de vedere manual, din punct de vedere al activității, al activității fizice, al activității cu mâinile. Trebuie spus că, de fapt, m-am apucat de asta și ca o formă de relaxare din timpul facultății, pentru că, mai ales după examene, era un mod de a mă odihni când aveam capul plin după examen și în același timp de a mă recrea. No, postupem času se z toho stala profese, ale přímo je to skvělá činnost, protože k tomu kombinování těch dvou oborů. Když pracuju, tak většinou poslouchám nějakou audioknihu, rozhlasovou hru nebo načtenou knihu, případně klidně i poezii nebo nějaký dokument. A když nic takového neposlouchám, tak je to vzhledem k tomu, že je to činnost
v ryze manuální, tak hlava pracuje jiným způsobem. A často se mi stávalo, že jsem odložila práci a začala psát. În timp ce lucram, pentru că m-a întrebat cu privire la combinare, la modul cum combin aceste lucruri, în timp ce lucram cu mâinile, este vorba despre o activitate care se desfășoară mai mult sau mai puțin singură. Mâinile lucrează independent, capul face altceva. Și în acest timp, eu, de exemplu, ascultam o audiocarte, o piesă radiofonică, de multe ori și poezie. Și s-a întâmplat de multe ori ca în cadrul acestui proces, în timp ce lucram și ascultam un anumit text, deci capul lucra independent de mâini și mâinile independent de cap, să mă opresc, să iau un creion și să încep să scriu. Da, pentru că e o sursă de inspirație. Potrivit, o sursă de inspirație. Přesně tak. Teď je to, teď v současnosti je to prostě na to soustředění horší. To musím říct, že jsem ráda, když si ukradnu kousek času na tu práci rukama a hlavu úplně vypnu. Ale občas se to i podaří, občas se to podaří i teď. Trebuie să recunosc că este o perioadă în care mă concentrez mai greu acum, fiindcă am foarte mult de lucru, în așa fel încât sunt mulțumită când reușesc să fur un pic de timp pentru a lucra cu mâinile și prefer să sting contactul la cap. Deci lucrează numai mâinile, capul nu mai lucrează. Dar uneori reușesc să le fac și pe amândouă, încă mai reușesc. Da, pentru că în perioada asta bănuiesc că confecționatul de bijuterie a devenit o activitate strict relaxantă. Je un moment de respiro. Proto, protože předpokládám, že tvořit šperky, dělat šperky je teď úplně relaxační činnost. Že prostě, že ti pomůže odpočívat. Je to sice pořád je to práce, já pořád pracuju, pořád nejsem vysloveně na mateřské dovolené, stále vedu obchod, takže musím pracovat, mám termíny určité a tak podobně, ale je to pořád víceméně relaxační. Trebuie să precizez că, în ciuda faptului că nu sunt în concediu de maternitate și nu am avut nicio clipă, eu continuu să-mi conduc afacerea, continuu să am comenzi, bijuterii pe care trebuie să le termin într-un anumit termen. Așadar, nu este vorba numai despre relaxare în sensul odihnitor al cuvântului, dar această dimensiune relaxantă a activității rămâne. Nu-mi dau seama, nu-mi imaginez. N-are cum să nu rămână din momentul dat în plăcere și pasiune. Je mi jasně, určitě zůstane to relaxační činnost, protože to děláš velkou vášní. Ano, přesně tak. Jak je to rád? Maria je primitem în 2004 la 23 de ani, deci premiul Izri Orten, sper că am pronunțat bine, pentru cel mai promițător tânăr autor. La vremea aceea ai fost cea mai tânără laureată din istorie a acestui premiu, nu? Iar în 2010 ți s-a oferit prestigiosul premiu literar internațional Presa Lirică. Felicitări, în primul rând, pentru aceste reușite și spune-mi, te rog, dacă succesul acesta ți-a schimbat cumva perspectiva asupra scriiturii tale sau asupra ta ca autor, ca autoare. Vrátíme se k tvojí poezii a hlavně k oceněním, kterých se těšila. V roce 2004 si dostala Ortenovu cenu, cenu Jiřího Ortena, správně jsem vyslovila, za nejlepšího, za nejslibujícího, nejvíc slibujícího mladého autora v České republice. Je to cena, která je cena vyhrazená pro autory mladší 30 než 30 let. To by bylo tehdy 23 a tehdy si byla nejmladší laureátkou této ceny v dějinách. Mezi tím samozřejmě taky mladší autoři dostali tuhle cenu navíc. V roce 2010 by se stala laureátkou Dražďanské lyriky, což je prestižní mezinárodní ocenění literární. Ráda bych se tě zeptala, jaký vliv mělo to na tvoje psání, na tvůj styl a do jaké míry to ovlivňovalo? Ta
cena Jiřího Ortana byla pro mě velice důležitá, protože tu jsem dostala za vlastně formálně druhou sbírku, teda prakticky za druhou sbírku, ale formálně jsem, no, první sbírka vyšla víceméně v takovém samizdatovém vydavatelství. Tak oficiálně toto byla první sbírka Krajina s Ofélií. A tady tahleto cena je ohromně důležitá pro autory, protože se z neznámého autora nebo málo známého autora stane známý autor. A najednou se roztočí ten mechanismus autorských čtení a není problém vydat další sbírku nebo knížku. Trebuie spus că pentru mine a fost extrem de important acest premiu Jiří Orten în principal, pentru faptul că, pe de-o parte, într-adevăr, l-am luat la o vârstă destul de fragedă ca poetă, dacă pot să mă exprim astfel. Pe de altă parte, mi-a fost acordat pentru un volum care formal era cel de-al doilea volum al meu, cei drept primul apăruse într-o editură mică de samizdat, deci nu știu dacă poate fi considerat ca oficial, în mod sigur la o editură oficială, ca să mă exprim așa, a apărut cel de-al doilea volum al meu, Peisaj cu Ofelia, care a și primit acest premiu, pentru care am și primit acest premiu. Ca atare pot să spun că primul meu volum apărut oficial a fost răsplătit cu acest premiu, ceea ce a avut pentru mine un efect de încurajare, m-a stimulat foarte mult. Dar altfel, de ce anume este important acest premiu? În primul rând că dintr-un autor necunoscut face un autor cunoscut și în al doilea rând pentru că îi permite să, după volumul pe care l-a publicat, să publice altele, poate uneori chiar multe altele. Are acces la ce spuneam mai devreme, cea mai importantă resursă, și anume vizibilitate. Prost este dostanești cu vizibilitate. Tu prost máš přístup k viditelnosti. Přesně tak. Což je nejlepší vzorek. A vydavatele taky přestanou reagovat na tvoje jméno jako na neetablovaného autora, vůbec neznámého a nemají pocit po tom, že riskují až tak, když chtějí vydat knížku. Și foarte important, autorii reacționează la numele tău altfel decât până atunci. Nu mai ești autorul necunoscut pe care nici măcar nu citesc manuscrisul, ci pur și simplu ești câștigătorul acelui premiu și laureatul acelui premiu și au ei interesul de a te promova în continuare. Da, e o modalitate de validare. Je to způsob potvrzení kvality. Přesně tak. A co se týká té drážďanské cenáriky, tak to je vlastně cena pro německé autory nebo německy píšící autory a česky píšící autory. Probíhá to vlastně v těch, je německá porota a česká porota nejprve zvlášť. Tam se vybere 5 a 5 autorů z každé strany, nebo maximálně 5 a 5 autorů z každé strany a potom je mezinárodní porota a ta potom uděluje tu cenu. A je vlastně, já si teďka úplně nejsem jistá, jak dlouho ta cena drážďanské lyriky existuje, ale za celou tu dobu existence ceny drážďanské lyriky dostali pouze 2 čeští autoři. A je to taky jako s tím, že je to vlastně pro mě velmi vysoké ocenění nebo ocenění, kterého si velmi vážím, protože si uvědomuju, že na té německé straně probíhá mnohem větší boj o tuto cenu. Účastní se toho mnohem více autorů, protože logicky je jich víc než na české straně. Tak to bylo vlastně další takové výrazné ocenění, další potvrzení, utvrzení se v tom, že jsem na správné cestě v tom psaní. Este vorba despre un premiu care se acordă autorilor de limbă germană și cehă. Lucrurile funcționează în felul următor. În urma unui concurs, pe bază de manuscrise nesemnate, sunt aleși cel mult 5 autori cehi și 5 autori germani, sau de limbă cehă și de limbă germană.
Bineînțeles, sau pot să fie și mai puțin. Important este să fie același număr. În mod evident, cei care vorbesc germană au de unde alege. Așadar, ei sunt mult mai mulți decât noi. Ca atare, în general, calitatea alegerii este în mod logic, în mod statistic, superioară în cazul autorilor germani. Astfel încât este aproape specific, este aproape o tradiție că acest premiu a fost câștigat aproape întotdeauna de autor de limbă germană. Eu am fost printre singurele două cazuri până acum de autor de limbă cehă care au câștigat acest premiu și tocmai de aceea pentru mine a reprezentat un element foarte important, o confirmare că era, să zicem, pe calea cea bună. Cu atât mai mult, sincere felicitări și mă bucur că printre acei puțini autori de limbă cehă care au câștigat acest premiu, unul dintre ei a fost și femeie. Takže tím spíš tě ještě jednou pogratuluju, jednotě ti blahopřeju a mám radost z toho, že mezi těmito mála českými autory, kteří byli laureáti této ceny, jeden z nich byl žena. Vlastně tím druhým autorem, tou druhou autorkou, která právě ještě jako jediná dostala tu cenu Trášťanské lérky, taky žena, byla Fischerová. Întreagă fie spus, cel de-al doilea autor, care în ceh, care a câștigat acest premiu, e tot femeie. S-a numit, de fapt, Viola Fischerova, de spus, de menționat pentru spectatorul român, una dintre cele mai importante autoare ale secolelor 20 și 21 din Republica Cehă. A încetat din viață acum câțiva ani, recunoscută pe plan internațional și, într-adevăr, o poetă de mare forță. Da. Este important de știut. Tu ai tot legită, Vierge? Marie, în încheiere, pentru că trebuie să recunosc, mă roade curiozitatea, având în vedere că e prima dată când ai venit în România, vreau să-mi spui, te rog, cu ce impresii te întorci înapoi în Republica Cehă, cu ce impresii legate de București, pentru că, din păcate, timpul nu ți-a permis să călătorești în alte orașe, ce impresii legate de București, de tot și de oamenii de aici? No, te di apropos le mi otasca, mo sim si prizna, sam na to zvijedava. Sești poprve, pardon, si, în ceha literară, si poprve v Rumunsku. A byla si tady jenom 3 dny a mohla si zostat pouze v București, protože nebylo čas na víc, bohužel. Musím se tě zeptat, jakými pocity se vrátíš do České republiky, o nás, o Bukurešti, protože nic jiného si neviděla, o lidech tady a o tom všem, co stihla vidět. Já jsem to samozřejmě tak trochu čekala, ale stejně jsem byla překvapená, vlastně jak to říct? Musím trošku srovnout v hlavě. Trebuie să spun că mă așteptam la asta, dar cu toate acestea sunt, trebuie să recunosc de asemenea, sunt surprinsă că, nu știu cum să vă spun, să îmi adun puțin gândurile. Bohužel úplně prostě o Bukurešti jako takové nemůžu říct nic moc, protože bylo hrozně ošklivé počasí a já jsem se opravdu pohybovala jenom od kavárny ke kavárně. Din păcate despre București nu pot să vă spun mare lucru, pentru că din cauza vremii, care a fost foarte urâtă, am mers din cafenea în cafenea, n-au trebuit să văd aproape nimic. Turism gastronomic. Gastronomic turismus. Přesně tak. Ale musím říct, že tam místa, na kterých jsem četla, ať je to tady tohleto místo, nebo ten Blechov institut, děkuju, tak jsou to místa, na které by byly pěšný úplně kdekoliv v Evropě a myslím si, že o úrovni těch literárních klubů nebo tak, jak jsem pochopila, častosti setkávání a zvaní autorů a vůbec povědomí o literatuře
máte svoje obecenstvo, mají svoje obecenstvo, fungují dlouho, fungují kontinuálně. Myslím si, že by se prostě jela starým německým literárním klubům kavárna mohla jenom zdát, co tak jako vím. Takže tam až tak jako překvapená jsem nebyla, protože jsem to čekala vzhledem k tomu, co i Dan třeba říkal, nebo co vím, že existuje čilý prostřednictvím Dana vím, že existuje čilý kontakt mezi rumunskými a českými autory, což je z větší části tvoje zásluha, z velké části. Tak to nebylo takové překvapení, ale bylo to jako nesmírně milé to poznat a tvrdit se v tom, že to prostě funguje, funguje to správně a prostě to běží. Díky moc krát, vážím si toho. Protože jenom chci říct, že spousta lidí o tom nemá vůbec ani tušení, že pořád trošičku funguje takový ten pocit východ-západ, že je to prostě všechno, co je na východ, tak musí být méně cenné. Ne cenné, ale jako by to mělo být pozadu pořád. Já nemám ten pocit, že je tady něco až tak pozadu, prostě z toho nemám ten pocit. Děkujeme. Trebuie să spun că, într-adevăr, mă așteptam într-o anumită măsură la ceea ce am văzut aici, dar că așteptările au depășit, că realitatea a depășit așteptările mele și că atât în clubul în care am fost ieri, Institutul Blecher, cât și aici, la Gallery, am văzut niște cafenele literare, cluburi literare, de care ar fi fost mândre orice instituție de acest gen din Germania, să spunem. Există contact între autor și public, există comunicare între autor și public, seratele sunt de o veritabilă ținută intelectuală și artistică. Desigur, știam aceste lucruri în mare măsură de la Dan, așa că mi-a făcut onoarea să considere că o mare parte din relațiile dintre autorii români și cehi se datorează contribuției mele. Îi mulțumesc, suntem mulți care încercăm să facem treaba aceasta. Dar că ceea ce am văzut, așa cum spuneam, depășește așteptările mele, că lucrurile pur și simplu funcționează și că această împărțire care de ce să ne recunoaștem funcționează și astăzi, când ai senzația că tot ce este mai la est de tine, pentru că această împărțire între vest și est este convențională, fiecare vede vestul începând de la sine către Occident, nu am avut niciun fel senzația că aici m-aș afla îndrăsărit. Nu am avut niciun fel senzația că aici lucrurile ar fi cumva de calitate mai proastă decât ceea ce se întâmplă la noi. Funcționează, este frumos, merge. A já vlastně nevidím rozdíl v kvalitě mezi dejme tomu Prahou a Bukureští, protože je tady publikum, které chodí, nebo prostě které je evidentně poučné a chodí na ty večery. Funguje to, řekla bych, stejným způsobem. Și nu văd din acest punct de vedere nicio diferență nici între Praga și București, pentru că publicul este la fel de educat, la fel de interesat de literatură, la fel de inițiat și își manifestă un interes la fel de complex și de profesional, să spunem, pentru ea. Asta e o remarcă foarte interesantă și mă bucur tare mult că activitatea literară pe care a reușit să o desfășoare în puținul timp în care se află aici i-a creat o impresie atât de bună despre lumea literară, să spunem, grosso modo, practic din România și din București, în principiu. Este o důležitá zmínka a mám velkou radost z toho, že podle toho mála, co tady měla možnost zažít, prostě vycházela s takovými kladnými nápady, kladnými prohlášeními ohledně literárního světa rumunského a tím taky bukureštského. A to znamená, že urmează și o a doua vizită. Deduc, nu? Tak, to znamená,
předpokládám podle toho, co jsem slyšela, že snad nasleduje třeba druhá vizitka, druhá návštěva. Já nevidím překážek, pokud mi to rodina dovolí. No štiju, tak... No, pokud to ne, že bych to vyznělo, jako, že bych se nějak jako musela dovolovat, ale prostě pokud to ten rodinný provoz a práce a okolnosti, tak já si myslím, že nějak není problém. Bineînțeles, sunt măsura în care familia mi-o permite, mi-a venit foarte mult acest lucru. Bine, acum nu vreau să înțelegeți că trebuie să cer aprobarea de la familie, dar este vorba, bineînțeles, de anumite obligații, de funcționarea familiei și de tot ceea ce este de făcut în măsura în care aceste condiții vor fi îndeplinite, bineînțeles, de ce nu o altă vizită. Femeia puternică din Valahia. Samozřejmě, s tím nádherou na Valašku, ne? Přesně tak. Exact. Îți mulțumesc tare mult, Marie. Mă bucur enorm că ai fost alături de noi în seara asta. Îți mulțumesc și ție, Mircea, pentru că fără contribuția ta, comunicarea ar fi fost deficitară, cel puțin. N-am fi putut face evenimentul bilingv. Děkujeme moc krát, Mařenko, za tvoji přítomnost tady. Mám velkou radost z toho, že jsi se zúčastnila tohoto večera, že jsi s námi byla dnes večer. Děkuji taky Mirčovi, že se to mohlo odehrát dvojjazyčně. Já moc děkuji, že jsem tady mohla být. Jo, mám moc bezpotkání, kvůli svátek. Pentru mine este cu adevărat o sărbătoare. Mă bucur tare mult să aud asta și abia aștept să ne revedem. Mám z toho radost a budu se těšit, že se někdy určitě znovu uvidíme.